Bună ziua tuturor din nou. Astăzi în studio sunt cu a doua femeie de la podcastul meu. De am și puține emoții când sunt în preajma femeilor. E mult mai simplu cu bărbații, cu ei. Cu Lavinia Pop, o interpretă de muzică. Nu zicem de muzică populară, ușoară, de toate. Păi, până la urmă, un artist complet așa trebuie să fie, să cânte de toate, ca și un sportiv complet, ca și un atlet complet, de fapt. Îți mulțumesc că ai venit și sper să aflu mai multe chestii despre tine. De la vreme încoace sunt foarte interesat, că ți-am văzut și videoclipurile și muzica și mie îmi place cum cânți. Îți mulțumesc că ai venit. Te salut. Salut. Ciao. Te salut și îți mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să fiu totuși a doua femeie. Eu sunt mai onorată ca tine, credeam. Și mă bucur să stăm la o vorbă. Știi ce vreau să te întreb? În off the record, mă refer nu despre muzică, despre noi, ca bărbați. Tu ești o fată mai fină și știu că știi cum ar trebui să se comporte un bărbat cu o femeie. Ultima invitată a mea a zis că bărbații sunt un pic mai reci acum. Tu ce părere ai despre chestia asta? Acum depinde și ce tip de bărbat întâlnești în viața ta. Sau cauți. Sau cauți. Acum, dacă ai norocul să dai numai peste oameni reci, probabil că îi cataloghezi pe toți la fel. Da, ea zice că romantismul ăsta s-a pierdut. Romantismul frumos cu flori, cu prăjitură. Eu ți-am adus o prăjitură pentru tine să te relaxezi. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu ce să zic. Aș contrazice-o, dar nu pot să o cataloghez. Pentru că poate nu întâlnit bărbatul potrivit. Eu acum sunt un moment bun al vieții mele, da? Și pot să spun că sunt și oameni, și bărbați, atenți și iubitori. Romantici. Și romantici, da? Da. Probabil. Așa zice și soția mea, că era mai romantic mai demult. Ar trebui să învăț și eu de la iubitul tău să fiu din nou. Câți ani de căsnicie aveți? 4 sau 5. Nu, vorbim noi după. Da, după. Păi nu, la început eram și eu, dar nu așa cum azi, numai că probabil acum avem și altele, nu numai romantismul și dragostea pe cap, sigur avem și altele. Și când intervin copiii un pic, nu poți să fii când vrei tu, poate că tu ai chef să fii astăzi, dar nu poți să, probabil, să fii neapărat așa romantic. Așa e. Și în muzică, cum ești cu piesele? Să mai fac piese romantice, de dragoste. Știi că mai mult erau șlagrele alea de dragoste, care se vorbea numai despre dragoste în ele. Acum parcă se vorbește despre cai vers pe pereți, că se și cântă despre asta, exact cum cânta Smiley, sau orice altceva, numai nu despre dragoste. Și parcă ne și place. Da, un pic muzica s-a schimbat. Nu știu să zic dacă în bine sau în rău, pentru că generația din ziua de astăzi preferă alt fel de muzică. Și fără text. Și fără text, într-adevăr, dar încerc să împac pe toată lumea și să fac și de dragoste și să mă adresez publicului larg. Da. Pentru că altfel nu mai cum. Despre tine de la început, de la liceu. Știu că ai făcut același liceu cu mine, nu? Doamna Stanca, cel mai bun liceu. Să fii modești. Da. Și același profil, am înțeles. Da, nu? Am terminat la doamna Stanca, profil filologie, biling engleză. Eu biling franceză. Da. Știi franceză? Un pic. Da. Am la 10 la BAC. Nu. Da. Și am și lucrat la Comisia Europeană un an. Îi bine. Unde numai franceză se vorbește. Am învățat puțin să salut și să zic mulțumesc. Probabil. Și în paralel m-am înscris la Școala Populară de Arte. Aici voiam să ajung. Da. Da. Prima dată am vrut să mă duc la Palatul Copiilor, dar era în renovare, nu știu, probabil nu a fost să fie acolo. M-am înscris la Școala Populară, no, și a fost un început tare bun pentru mine. Cu cine ai început? Care profesor? Cu domn profesor Vasile Chiurian, dacă ne urmărește, el și salut. Știu, și mulțumesc pentru începutul meu, pentru că datorită lui. Păi toți am început de undeva, în orice, în orice carieră ne-am ales. Și am făcut 4 ani de pian, dar m-am lăsat că mie nu știu de ce. Nu știu ce ne-am convenit, parcă acum m-aș reapuca. Niciodată nu-i târziu, să știi. Degeaba zic la Mario să mă învețe să cânt la orgă, că nu vrea, nici pe bani nu vrea. Niciodată nu mi-ar târziu. Plăcea. Măcar pian, nu să cânt eu la anunț la asta, nu mă interesează asta. Dar mi-ar plăcea să știu să mai cânt o piesă. Poate și eu am convinc. Făcut câteva, pian? Am luat câteva ore de pian. Și tu de ce te-ai lăsat? Bine, n-am vrut să fac la un nivel de performanță. Pur și simplu să știu pentru mine, să mă ajut pe mine, nu notele să ajung, și da, una altă. Să nu ajut, să ajung la un nivel. Exact ce ziceam eu, ca să fii un artist complet, trebuie să știi mai multe chestii, nu numai. Sigur. Da. Ai văzut că și Delia cântă la flaut,
Chelu, cred că cântă la pian, cu toate că el cântă ce cântă, dar totuși urechea muzicală... La un nivel, la instrument. Da, dar urechea muzicală și talentul ăsta muzical, probabil că l-au, dar e și o cultivată în timp, prin flaut, prin pian, prin alte instrumente. Da. Și tu mă gândesc că, ok, cum ai zis tu, ai făcut și pian, degeaba aveai tu voce dacă nu o cultivai. Bineînțeles. Nu? Și după aia, în timpul liceului, ce ai făcut? Ai cântat undeva? Da, am început cu spectacole, ce aparțineau de Școala Populară de Arte. După aia, ușor, ușor, am început să mă duc la câte un eveniment, două, la așa, la botezuri. Programe, da. Ah, ce frumos. Nu a fost ușor, dacă stau acum să mă gândesc. Spune-mi cum a fost la primul eveniment. Ai avut emoții? Da, bineînțeles, da. Și în ziua de astăzi am făcut, și sau... am câteva mii de evenimente în spate. Eu știu acum. Cred că eu vreau să știu la primul numai cum a fost. Da, și țin minte că primul eveniment l-am avut chiar în Țara Oașului și nu a fost... Bine, cumva eram obișnuită că am fost la spectacole înainte. Da, dar nu-i tocmai. Și am întâlnit sute de oameni, dar așa m-am dus singură, fără colegii mei. Ce, de la Școala Populară. La adică numai tu ai fost cântăreț? A fost o trupă acolo, a, okay, deja angajată, dar nu eram cu colegii mei de la Școala Populară cu care eram obișnuită. Și îți dai seama că am avut emoții. Nu mai gândesc. Știu cum a fost, bine sau rău. Bine că a trecut. A fost un început bun. Cumva mi-am învins așa... Mă gândesc că frica de acolo... Cum să zic, în fiecare eveniment care trece, îți mai trece din frică un pic, dar parcă niciodată nu trec emoțiile astea. Da. Și asta e bine, într-un fel. Cumva mă apreciez eu pe mine curajul pe care l-am avut, pentru că și ai mei îmi spun acum, vai, ții minte atunci la început, cum te-ai dus în... Da, chiar. Uite-te, mulți părinți le tai aripile copiilor, foarte mulți, 90% sau 95%. Părinții tăi cum se comporta cu tine când afla că vrei să fii cântăreață? Am noroc de niște părinți, acum nu spun că o să mă asculte sau să dau eu bine pe cameră, dar sunt mândră de părinții mei, pentru că... Toți trebuie să fim într-o oarecare măsură, dar nici nu trebuie să ridicăm în slăv dacă nu merită. Eu pe bună dreptate, pentru că atunci când am spus că aș vrea să mă duc mai departe cu muzica și să mă înscriu la Școala Populară, ei au zis, dacă tu vrei să faci asta, noi te susținem cu ce putem. Bine, eu în școala generală, la Valea Vinului, la diferite activități extrașcolare, eu cântam. Eram, în corul bisericii n-ai cântat? Așa, din când în când. Da. Când mai mergeam la biserică, nu mai timp scoruș, acum nu mai e timp de nunți de botezuri. Mai cântam. Dar la școală tot timpul eram cea mai bună voce de pe școală, așa îmi spuneau profesorii. Și m-a susținut întotdeauna și m-a susținut în continuare. Și când pot, vin cu mine. Asta vreau să întreb, vin cu tine, te susțin. Bine că la început trebuie să te susțină moral și probabil și financiar. Financiar, da. Asta, bine, mulți pot să susțină financiar copiii, dar nu o fac pentru că nu cred în ei. Și mulți actori mari din România și-au mințit părinții că ies la UNATC, nu, la UNATC s-au dus, că ies la, nu știu, jurnalism, la științe politice și ei făceau teatru. Și, bine, asta nu e o chestie prea bună, că probabil există copii care au renunțat la visul lor pentru părinți. Ai mei m-au susținut. Acum, nu știu cât au crezut ei că o să reușesc. Păi de ce să nu creadă dacă așa dar, un talent... de susținut financiar, moral și cu tot, au fost lângă mine. Acum, nu știu, dacă au crezut că o să ajung să mă duc la evenimente, să fiu așa... De ce să n-ajung? Păi până la urmă, dacă ai o voce ca a ta, un pic, cum am zis eu, cultivată, nu știu dacă e cel mai bun termen, cu un pic de muncă, n-ai cum să n-ajungi acolo. Și mai ales că aici în satul mare noi suntem urmăriți și de țară, n-o? Fiind în zona Oașului, asta e o zonă foarte plăcută de ei. Da. Înțelegi? Tu cânti piese din zona Oașului? Nu. Bineînțeles, nu mă refer la alea specificelor, dar au ei niște piese care se pot cânta. Da. Alea mă gândesc că le cânti, că le place. Având evenimente în zona lor, m-am adaptat. Cânt ce se cere la ei, ce le place. Păi ce le place, e tipic lor. Banat. Da. Manele. Da. Asta e ciudat, am fost și la nuntă. Le place muzica din Banat foarte tare. Da. Nu înțeleg de ce. Pentru că probabil aducând trupe foarte des din zona Banatului. S-au obișnuit cu stilul ăla de muzică și... Uite, vorbeam cu un prieten care și el e cântăreț și spunea că totul se învârte la București și am întrebat că de ce. Eu zic, mă, uite, dacă mă duc în București, eu să am talent să cânt, ajung vedetă cu bani, foarte repede pot să ajung. Tu ce crezi despre chestia asta? Din păcate, fără bani, poți să ai foarte mult talent,
Da. Că nu ajungi unde îți dorești. Bine, e normal chestia asta. Adică aici putem să vorbim de o chestie greșită în România, pentru că nu există palatul copilor, ok, dar palatul copilor te ajută până într-un punct și te lasă liber după aia, n-ajungi nicăieri, înțelegi? Aici ar trebui să faci o ruptură foarte puternică în România. Pentru că nu ai o rampă de lansare, adică o ai rampa și bici de pe ea, pentru că nu merge mai sus, de atât numai dacă mergi la București și cu bani. Și peste tot e așa, nu numai la București. Adică și la noi, în județ. Da, la noi în județ mă refer. Investești da. În tine, în imagine, melodii, tot, nu ai cum să... Adică în imagine și melodii te refer că cineva să scrie piesele. Și să scrie, dar trebuie și în promovare. Deja v-ați spus melodiile dacă nu le promovezi. Nu știe nimeni. Am văzut că pe la tine pe YouTube ai câteva zeci de mii de vizualizări la anumite clipuri. Am noroc, să fiu sinceră, am norocul să oprins colajele și melodiile mele nesponsorizate, pentru că după cum bine știi, multe videoclipuri sau chiar majoritatea după YouTube se sponsorizează da. Și îți cumpărate. Dar am văzut că prins foarte, foarte bine. Da, și mă bucur. Probabil, știi, cum ziceam și acum câteva zile către cineva, trebuie să ai noroc și la melodii. Da. Ca să știi ce să scoți să pui în colaj, și să prindă. Degeaba pui nu știu ce piese când nu le ascultă nimeni. Să prindă. Și am ascultat și am văzut că sunt o suită de melodii foarte... mie îmi plac toate, adică sunt melodii care le cunosc. Mă bucur. Vocea ta e una frumoasă și plăcută și crede-mă că și prezența ta e foarte importantă. Contează. Eu așa cred. Toate mai rămână în mână, să știi. Tu crezi că o artistă care nu arată bine, să zic așa, prinde mai bine decât una care nu arată bine cu talent mai mult ca una care arată bine? Prinde mai bine? Eu zic totuși că trebuie toate. Să și cum areți. Contează și asta, dar contează și talentul. Sau poți să fii Minodora și toate contează, că acum să angajezi pe cineva la evenimentul tău, de exemplu, eu să fac nuntă și să chem pe cineva numai că arată bine și să... Și să cânte urât, exact. Deci contează să și talentul. Și talent. Păi, bineînțeles, cum a zis, Minodora nu e o frumusețe rară neapărat, dar ea cântă frumos. Totuși, acum m-am uitat la câteva melodii de ei și au ajuns și la aspect. Da, mai arată acum. E de apreciat. Da, da, dar mai de mult vezi artistele astea vechi, Irina Login sau mai sunt câteva, nu le mai știu acum numele. Ele nu puteau să arate urât îmbrăcate așa. Înțelegi? Ele oriunde mereau vreau un portul ăla românesc, care oricum n-ai cum să arăți urât în ăla. Exact. Ăla te scoate, te face frumos oricum. Exact. Și pe bărbați. Da, dar acum mie, de exemplu, nu îmi place adică îmi plac tradițiile, dar nu îmi place numai în portul ăla vechi să fim numai, să cântăm numai despre codru, despre oaș, despre astea. Să știi, eu purtându-l și fiind mai familiară cu el, mie îmi place. Aș purta numai portul popular. Da, pentru că mă caracterizează, mă simt eu în largul meu. Dacă așa am crescut, cumva așa m-am format în port popular, parcă așa mă simt bine. Te-ai format în port popular? Da. Așa mult ai portat? Da. Și păi și la evenimente port. Și să știi că cei care urmează să le cânt, scrie, mi-ar plăcea să vii în costum de maramure sau mi-ar plăcea să vii, deci s-o cam obișnuit lumea așa și cu ai mine. De toate, ai și de maramure și de codru și de asta. Și să te îmbraci cum vor. Dar dacă mi-ai luat o nuntă de romi? Nu mă duc la nuntă de romi. Dar de ce? Acolo merge guță cine vrea. Păi nu, că ei de obicei cheamă de-a lor. Da. Dar mie îmi place, eu am fost la o nuntă de romi și mi-a plăcut foarte mult cum se distrează ei. Nu știu dacă tu ai fost. N-am fost. Să este acolo distracție. Am primit câteva telefoane de până Petroșan de acolo din zona aia, dar... Dar unde ai fost? Ai fost așa departe în țară? Nu. De ce? Am fost, dar la concursuri. Și la concursuri ai fost și cum stai? Da, că mă gândesc că ai câștigat. Da, am câștigat ceva concursuri. Premiu special și am venit cu câteva premii acasă. Da. A fost o experiență foarte faină. M-a ajutat foarte mult. Știi, uite, deodată ajuns la București, devenim vedetă, e simplu. Și simplă viața. Și după aia e simplu un pic. Dar aici, local... E ușor să ajungi, dar e greu să te menții. Da, dar aici, local, tu ce zici? O artistă se poate... Sau un artist poate să trăiască numai din muzică. Pentru că există perioade și perioade și aici. Vara e full, iarna, primăvara spre așa nimic. Așa la toată lumea, da? Da, bun. Dar poți să trăiești numai din asta.
dacă ești chipzuit un pic. Acum avem un exemplu, cum a fost și pandemia. Da. Mie mi-a arătat că nu poți să treci numai din chestia asta. De aia mă bucur că am mai făcut ceva pe lângă. Am făcut o facultate, un master de biologie. Și master. Da, și mamă, master pe biochimie aplicată. Deci, ai mei tot timpul zis că e bine să am un plan B. Și pandemia mi-a arătat că au avut dreptate părinții mei. Da. Deci, depinde la ce performanță faci și muzica. Poți să trăiești și numai din muzică, dacă nu ești la un nivel și ai evenimente așa numai când și când, nu prea poți. Da, nu. Ca în orice. Bineînțeles. Bineînțeles. Bine, asta e exact cum am zis. Trebuie să strângi vara ca să trăiești primăvara și iarna. Da. Și toamna. Dar nu, că toamna se mai fac evenimente. Da, până la post. Când începe evenimentele lumea? Prin iunie? Mai? Cam așa. Mai, iunie. Mai. Am înțeles. Și ai... Și acum sunt, și da. Și deja încep mai... să sune oamenii. Da, îți dai seama, nu s-au făcut atâtea anunți. În pandemie nu s-au făcut nunți. Să știi că eu mai am și anul ăsta evenimente. Care au fost de atunci. Amânați din pandemie. Deci cred că amânat de prin 2020, cam așa, 2019. Am înțeles. Și în ziua când ai un eveniment de ăsta, eu cred că investești foarte mult în... probabil frizură, machiaje, foarte nu mult. Știu. Spune-mi cum ce se întâmplă în ziua aia când te trezești. Te trezești și îi scrii la iubitul tău, am înțeles. Beau o cafea. După ce vorbești cu el, bei o cafea înainte să-i scrii lui. Nu, îmi fac între timp ce vorbesc. Poate o bem împreună. Acum depinde. De fapt, probabil o beți împreună, da. Dar să zicem că nu o beți împreună. Mă trezesc, îmi fac o cafea, mă duc la dulap, te relaxez, mă gândesc practic cu ce mă îmbrac în ziua respectivă. Și? E ritualul unei femei. Și ai multe opțiuni, cred că mă gândesc. Da. Și este când zici că n-ai cu ce. Da. Nu? Din 200 da. De... Deci știi că noi femeile niciodată n-ai cu ce. Da. Bun, și te îmbraci, să zicem, mergi la... machiaj, la coafor. Nu tot timpul îmi permite timpul ăsta. De da. Cele mai multe ori mă machiez și mă coafez eu. Singură? Da. Bă, e bine că poți. Da, nu sunt de un talent de admirat, dar păi, mă descurc. Dar înveți. Mă la un moment dat o să știi să faci mai bine ca și cele care te fac. Mă descurc. Bine, trebuie să ai, mă gândesc, produse și trebuie să ai tot felul de chestii. Și le ai. Normal, cam de atâta timp mi-am luat. Și la sală, mă gândesc să faci probe de sunet de astea. Da, întotdeauna mă duc mai repede cu o jumătate de oră bună, o oră, două, chiar depinde de unde e distanța, unde e evenimentul. Ai și tu microfonul tău ca și Delia? Da? Păi bine, dar care, de ce e treaba asta cu microfonul fiecare? Păi... Nu înțeleg. Sună altfel sau... Da. Eu nu mă pricep. Și microfonul e... Cum ți se potrivește? Că, de exemplu, poate tu ai un tip de microfon, dar e pe stilul tău, pe vocea ta, reglajul tău. Mm-hmm. Și până la urmă, eu îl consider un obiect personal. Adică nici poate mie nu mi-ar conveni ca să vină cineva să cânte în microfonul. Da. Deci nu e igienic. Dacă stau să mă gândesc, da. Înțelegi? Da, eu eram reporter la Europa FM în București cândva și aveam un microfon care era alb aici. Și am întrebat, de ce e alb? Și după aia mi-au zis că de la salivă, care e cu acid în ea și deci decolorează. Deci poți să iei foarte ușor orice boală sau... Deci da, poate de-aia punem și noi chestiile astea, le mai schimbăm din când în când. Da. Bine, și acum ai terminat facultatea. Asta ți-a plăcut să faci? Adică e mare diferență pentru mine de la cer la pământ, chimia cu muzica. E un contrast mare. Asta ți-ai dorit tu să faci? E un contrast mare și între liceu și facultate. Probabil, da. Pentru că am fost pe profil uman și m-am dus... Dar chiar, nu înțeleg cum ai putut. Pentru că eu știu sigur că tu n-ai făcut chimie, biologie, matematică, fizică, n-ai făcut 100% la liceu. Până între a 10-a. Bine, și alea până între a 10-a ai făcut, cum ai făcut? Fizică am făcut la un nivel destul de... Da, bine, noi ne-am făcut. Cei care mi-au fost colegi sau care au fost la Stanca știu despre cine vorbesc și îmi dau cum dreptate. Cum o cheamă? Că cred că o știu și eu. Nu, a fost bărbat. Bărbat? Atunci nu știu. Mi-a plăcut dintotdeauna biologia și plus pe partea pe care am vrut să mă duc eu de laborator, doar profilul ăsta a fost potrivit. Așa cum ca lucrez laborantă. Ca laborantă? Laborantă. Felicitări. Mulțumesc. Mie nu-mi plac prea mult doctorii cu ace, dar... No, te obișnuiești. Mie se face rău numai când mă gândesc la ace. Te obișnuiești cu toate. Ai scos sânge vreodată? Nu. Nu? Mai bine. Ca să nu fie așa frică de tine. Numai din neprubetă. Apoi acolo e mai simplu. În rest. Păi și, tu, după ce scoate sânge, tu faci analizele. Da.
se prelucrează. Foarte interesantă combinația asta între artist. Da, se îmbină foarte bine, da. Să știi, din punct de vedere al programului. Păi al programului mă gândesc. Asta m-a interesat cel mai mult. Ai 8 ore, mă gândesc, nu? Da. Și după aia ești liberă. Și acum mă gândesc, după aia ai repetiții, nu știu. Da, studiu. Ce faci după aia? Studio. Dar ce înseamnă studiu la un om ca tine? Ce faci? Mergi și cânti piesele sau cânti piese noi, le îmbunătățești, nu știu. Fiind în ziua de astăzi apar tot felul de noutăți, îți dai seama, da, că mergi la eveniment și lumea deja se așteaptă să le știi, să le cânti, pentru că ele știu deja, da, cu YouTube și așa. Îți dai seama că tot timpul urmăresc ce melodii noi apar, le învăț, le studiez, le stabilești și la eveniment ca să pot să le cânt. Apar tot felul de melodii noi, tu le mai dai și o tentă personală la unele sau tu le cânti exact cum trebuie, exact ca la carte? Nu pot să zic că mă abat de la... Prea mult, dar le cânt și cum îmi place mie. Dacă pot să le îmbunătățesc și să îmi dea mie valoare ca voce și așa, mai adaug, dar nu pot să zic că mă abat și schimb ceva. N-am înțeles. Pentru că, știi, lumea le-a învățat așa. Da, nu poți să le cânti altfel, că după aia zic, asta e pe câmpuri. Chiar am observat că unii schimbă și nu sună nici cum. Adică sună cum o știu eu că trebuie să sune. Adică ascultătorul. Pe YouTube am văzut că le cânti foarte frumos și mai ales astea, Colindele. Mulțumesc. I-am pus la bunica mea să asculte, cred că o asculta non-stop. Colindele tale, că nu știa să mute de acolo. Sau ce-o venit. Poate că o venit și ceva colaje, dar ei plac și alea. Acum nu știu, eu am și populară, probabil alea plac mai mult. Da. Ai multe colinzi, am văzut, nu știu, am de pricezne, dacă ai de astea. Am și eu priceazna. Una? Da, momentan, da. A zis să faci, că mai bine paștele. Da, urmează. La anul trecut place. Mi-am propus tare multe să fac. Și? Am scos melodii, dar păi n-am apucat. Păi te-ai îndrăgostit și jumate timpul la... Nu. Chiar din contra, pentru că iubitul meu mă susține foarte mult. Să știi că acum am mai mare motivație. El tot zice, trebuie să facem asta, trebuie să facem aia. Îmi place că e foarte implicat, știi? E un fel de impresar a tău. Da. Cred că aia urmărește, știi că ai potențial mare. Și ce zice? Pentru mine e un avantaj numai. Da, probabil că vrea să, din ce lucra acum, pe viitor, când nu va mai lucra, să la fie... pensie. Da, la pensie o să fie impresarul tău. Pentru mine contează foarte mult să fie implicat și să mă înțeleagă, să mă susțină. Bineînțeles. Dacă n-ai susținerea omului de lângă tine, ești... Cum ar fi să mergi la o nuntă, zic, nu te duci acolo. Nu, nu există așa ceva. La noi nu există. Sper. Revenind la subiect, da. Având evenimente, am fost și la finalul masterului, cum așa, n-am mai apucat. A fost când am vrut să filmez, nu a ținut vremea cu mine și o rămas acum asta de panul ăsta. Te referi să filmezi videoclipuri de astea? Da. Da. Mm-hmm. Melodiile sunt pregătite, urmează să... Da, îți scrie cineva piesele? Da. Colaborez cu o doamnă de la Bistrița, cu o doamnă de la Oradea, ea mi-a mai scris. În satul mare nu prea sunt scriitori. Știi, trebuie să fii foarte compatibil, da, și să știe ce-ți place, ce ai vrea, să citească gândurile cumva. Știi ce am observat? Acum și ieri, de exemplu, s-a făcut mare concert la teatru sau nu știu unde și m-am uitat și eu un pic, dar tot aceleași piese, chiar ziceam la un... coleg de tot, cum aceleași piese, dar cântați și voi altceva. Nu numai trec cu iasără prin codru și mai sunt vreo două. Tot timpul numai le cântați. Zic, bă, nu știți altceva să cântați. Nu există salul folclorul, să numărea nimic. Că există, da, șlagărele. Da, bine, șlagărele. E sătul. Eu sătul, da, păi bunica mea, nu știu, care le-a auzit de 100 de ani. Dar totuși lumea la eveniment, când aude trec cu iasără prin codru, se ridică și dansează șapte pași. Deci... Păi da, e șapte pași. Da, da, sunt, de exemplu, alte piese de șapte pași. De exemplu, Petrica Mureșan are un șapte pași frumos. Sunt, numai nu. Depinde. Și e scump să compun o piesă? Cât de scump? Compusul cu linia linie melodică, cu studio, cu videoclip, cu ținută, cu... Cât costă așa totul, personal? Între cât și cât? Să nu zici tu. Mult. Acum depinde, că nicio piesă nu e la fel ca cealaltă, înțelegi? Eu știu. La una trebuie o... Depășește 1000 de euro liniștit. Dar cu tot, cu partea asta de scris. Cu tot. Piesa. Da. Poți să ajungi. De la 1000 de euro în sus. Știu. Păi zicea Delia că costă o piesă să-și facă un videoclip 50-60 de mii de euro. La Delia mă refer. Bine, la ce figure are ea în cap. Da.
Bine, că și tu poți să ai nu, partea asta de, nu de nebunie, dar fiecare cu nebuniile lui. Înțelegi? Fiecare artist e deja acolo lui. E vorba despre un alt gen muzical, da. Alte cadre, alte... Bineînțeles, da. Acolo cred că e deja 10.000 de euro. Da, da. Păi dai să numai să faci setup-ul ăla. După aia toți oamenii care trebuie să-i angajezi, dansatorii aia ce are. Exact. Și, na, fiind București... Nici nu sunt așa mulți bani, poate, pentru ei. Pentru ei, da. Poate că nu. Ea numai din YouTube scoate două luni, scoate banii pe videoclip. Da. Numai din YouTube, nu vorbim din altele și altele. N-ai văzut? La Ai Umor e șefă și la X-Factor. Exact. Da. Ea e tot vorbim. Acolo. Eu o mai am. Urmează și tu. Peste câțiva ani o să da. Mă laud și eu. Vorbind de asta, de București, nu te-ai gândit să mergi și tu un pic în zona aia? Am o să dau din casă, dar nu o să spun exact ce anume. Pune numai ce urmează trebuie. Anul acesta. Da? Am primit invitațiile anul trecut și o să mă duc la câteva emisiuni anul ăsta. Păi să ne zici și nouă înainte să... Păi bineînțeles că o să anunț... O să vedem pe Facebook. Pe Facebook, pe Instagram. Și peste tot. Da. Ai văzut că mai multe artiste sunt mărene au cochetat cu Neața, cu Răzvan și Dani. Da. Măruță. Care mai fost? Mai fost unul, nu mai știu. Etno. Da, Etno, da. Eu nu mă era Trezor deloc, dar le-am văzut că el le-a pus pe... Da. Chiar mă bucur că... Pe Facebook. Am fost contactată, am fost invitată și înseamnă că au dat cumva de mine, de păi totuși. Ei caută, dar da. Ei au oameni care caută așa da. Ceva, numai talente și numai oameni noi. Până la urmă te saturi și tu tot de țan cu uraganul și de... Așa e. Nu știu nicio piesă de el, nu mă interesează. Nu mă interesează da, dar vezi muzica că tineretul în ziua de astăzi preferă și... le place. Păi da, ascultă știi ce e interesant? Eu am un prieten pe... domnul Rotar, pe Ionuț, care are un ansamblu folcloric da, de copii. Da. Și fain că are mulți copii. Eu m-am mirat. Eu n-am crezut că o să aibă chiar așa. Dar el are o grămadă care dansează, cântă la vioară, cântă la, da. La acordeon. Și care... mă bucur că totuși copiii aleg încă partea asta de folclor. De ce crezi că copiii aleg partea asta de folclor? Nu știu. Pentru că acum suntem în era... Poate că sunt copii pe care îi îndrumă părinții. Mă gândesc că sunt, dar țin să cred că există care se nasc cu darul ăsta, cu dorința, cum am fost și eu. Pe mine nu m-am drumat părinții dar să zică... Dar tu cum, nu știu, cum ai descoperit chestia asta? Și când? Cântam de când eram de vârsta copilului tău. Da, și el cântă acum. Da, poate să fiți cam noi. Așa, pe acasă. Și el cântă non-stop. Tot bine, el cântă domn, să înălțăm acum, da? E bine orice, deci, orice. Nu mai știu ce cântam și eu pe atunci, dar tot timpul eram cu... avea bunica spray, cum e deodorantul zilei astea, și spray era microfonul și un boc, și atunci scena. Aveai microfonul tău, da. Numai. Și acum am zis o vecină, vai, ce concert e, puneai pe aici pe acasă. Deci de mică am avut înclinația asta. Și prima dată pe scenă unde ai fost? În școala aici generală? La Satu Mare. În școala generală? Da. Da? Nu, la, bine, în școala generală, pe scenă, la observare. A, ok, nu, acolo toți am fost. După ce m-am înscris la școala populară aici, la Satu Mare, aici am avut de zilele orașului, dacă da? Bine țin minte. Foaie, e puternică. Da. Nu te-ai jucat. Și am făcut și la Baia Mare, 3 ani. Ce ai făcut? Baia Mare? Școala populară. Am mers în continuare. Eu nu știu cum e cu școala asta populară, explică-mi și mie să întrebi. Nu trebuie să fii tot timpul acolo. Nu e ca și un liceu, ca și o... Păi nu, pentru că mergi până la urmă la ore de canto. De instrument, mă rog, pe ce parte, pe ce profil ești. Am înțeles. Și stabilești o oră, două cu profesorul. Păi de ce te-ai dus la Baia Mare după Satu Mare? Pentru că fiind la facultate acolo, am vrut să mă duc în continuare. Baia Mare ai făcut facultatea? Da. Să mai adun informații, da, și să mai mă dezvolt. Să acolo, să... Decât să tot vii la Satu Mare. Da. Și școala asta poți să o faci și după 18 ani. Poți să o faci la orice vârstă. Da. Vrei. A, doar să vrei. Mă scriu și acolo la orgă, că Marius nu va vrea. Orice zic. Nici pe bani. Da, nu, că el știe să cânte. El o cântă la informația MEDA. Dar acum nu vrea să mă învețe, nu știu de ce. Crede că o să-l întreg, știi? Probabil. Da, dar mai încercăm cu el. Mai convinge-l. Da, e interesant parcursul ăsta tău și acum... E tumultos. Da, acum când mergi la București o să fie și mai, o să fie un boom, o să vezi. Doamne, nu știu ajută ce să totul fie se întâmplă acolo. Bine, și dacă ar fi să te muți în București, te-ai mutea în București? Nu. Nu?
Păi bine, numai pentru partea asta artistică. Nu. De ce? Îți place și ție Satul Mare ca și mie? Nu-mi plac locurile aglomerate. Nu-s de mine. Prefer să mă duc tot la a doua săptămână, adică să locuiesc acolo. Păi da, mi-aș repede cu avionul. E și foarte ieftin acum și rapid. Și aici mi-e familia, aici, nu știu, n-aș putea să mă desprind, să mă duc să... Păi, încep cumva, că până la urmă încep de la zero. De la, da, da. Și nu știu dacă... Da, mai bine așa să mergi periodic, până, mai ales până când îți faci un nume sau niște cunoștințe acolo, că e greu așa să mergi acum, să nu știi pe nimeni, e foarte greu. Da, și să știi că de foarte mult timp tot îmi admiram colegii care mergeau deja pe la acele emisiuni și ziceam, ai, doar eu o să ajung vreodată sau cum? Tot mai întrebam așa pe unul pe altul, oare cum aș putea să ajung? Și tati tot timpul îmi spunea, ai răbdare, că dacă îi să fie... Și... O să fie, dar o să fie sigur. Așa a fost. Cum ziceam, lângă voce ai o prezență care atrage publicul, mai ales la TV. Pentru încerc că, să... Crede-mă că eu am învățat chestia la televizor, orice prostie scoți pe gură, nu mă refer, ai zis și pe crudul și pe altele, ce prostie scoteau pe gură, ele arătau bine, asta era important pentru... Și noi, televizor... Acolo deja se vinde altceva. Da, dar televizorul nu selectează sau nu urmărește oamenii cu un anumit intelect. El urmărește pe aia care atâta pot, înțelegi? Pe aia mulți, probabil, care se uită după crudul că ce bine arată, sau la fundul ei. După funde, zic eu. Nici nu știu ce e. Da. Nu vreau să jignesc sau ceva, no, că să măsură, no. Dar... Eu nu e vorba de jignire, asta e adevărul. Înțelegi? Da. Bine, dar televizorul, Lăneața cu Răzvan și Dani, de exemplu, e un pic mai cizelată treaba. Da. Mult mai contează atent, foarte mult. Pregătit. O să vezi tu când o să mergi ce pregătiri se fac și cum da, se fac. Da, abia aștept. O să vezi. Dacă o să mergi acolo, poate să ne amăruță, la fel. Acolo e și mai puternic, probabil, pregătirea asta totul. Invitația am primit-o anul trecut în primăvară. Și prin vară mi-au scris din nou că nu mă duc. Da. Zic, vin, nu mă stați. O, zice, am uitat că ardeleanism mai încet. Ne trebuie un an, doi, până da. Când ajungem în București, nu? Da. Da. Uite-te, am un alt prieten care a lucrat pe un vas de croazier, a fost cântăreț. Nu te gândi niciodată să mergi așa, vrei să vezi lumea. M-am gândit. Bine, acolo nu se cântă populară, acolo da, se cântă... pentru mine ar fi altceva. Tu nu cânti muzică pe engleză, pe altă limbă, în spaniolă, nu? Nu. Acolo lăsăm laptopul. Da. De ce? Nu te atras? Nu m-a atras partea asta. Nu zic nu. De exemplu, dacă cineva, nu știu, viitor miri, ar avea o preferință să le învăț o melodie. Nu zic niciodată înveți nu. O melodie da. Așa, pentru cine da. Cere. Da. Și cer mai mulți bani sau... Nu. Nu. Dar nu m-am pus eu așa să învăț, să... Acum, eu, când am făcut nunta, a fost un preț la cântăreț. Acum am înțeles că aproape s-a dublat. Eu am înțeles că s-a dublat, dar care e diferența? Criză. Bun, dar diferența că e tot ei ies, adică de ce o dubla prețurile după tine? Adică tu sigur știi. Că practic ei ce dau? Motorina până acolo, sculele care au investit probabil, dar n-au alte cheltuieli. Bun. De ce s-a dublat? Acum știi cum honorariul ăsta care lor? Își știe cel mai bine de ce cere atâta. Fiecare știe valoarea, munca și așa din spate. Acum, nu știu, cred că fiecare consideră că s-au scumpit toate sau habar n-am, nu știu să spun. Păi da, de la 1800 de euro sau 2000 cât am dat eu la UCU, acum nu știu cât cere el, dar știu că se cere 3000, 3000 și ceva. Mi se pare un pic mult, sincer. Așa e, pentru că ca în orice, dacă cineva crește un preț, apoi noi de ce să stăm toți, la nimeni asta? Hai și noi măcar un pic, dacă îl vrea pe ăla, pe noi de ce? A, bine, pe voi v-a afectat un pic inflația, criza, toate chestiile astea. Bineînțeles, pe ca pe orice. Da, în ce sens? Și noi cumpărăm pâine și uleiul tot la prețul. Nu, da, mă gândesc ce cheltuieli are un artist, știi, și să simtă și el o mărire de prețuri, da? No, toate sunt scumpice, de motorina foarte tare, voi umblați mult. Da, din păcate există, se simte... Există seri când aveți două evenimente, probabil, sau nu știu, mai multe. Da, eu mergând și la programe... Exact. No, se simte scumpire. Și cât durează un program de tău? Depinde. Sunt miri sau unde, depinde, poate am botez sau cu zi de naștere, așa, care vor, poate o jumătate de oră, o oră, o oră, jumătate, două, depinde. Este când mă duc pe toată seara, deci...
Și ai formație cu cine când sau? Am colaboratori cu care merg. A, și tu când cu formația? Intenționez să îmi fac o trupă, da? Urmează. Am colegi care tot timpul zic, hai să facem o trupă, exact. Hotărăște-te. Păi ar trebui. Și cum ar o să trebui. Se numească? La vin? Nu la vin. Păi bineînțeles că numele meu. La Vinea Pop Band? Da. Da? Și live. Muncesc la numele meu, apoi să nu fac trupa mea de și fapt, să nu... De fapt, așa, e că mai nou și Delia e Delia. Connector, nu, Connector nu e Connector, dar nu așa-l cheamă, dar așa știe toată lumea. Și fiecare e cu brandul trebuie lui. Trebuie să investești și în nume și în tot. Da. Și în partea de promovare, în ce, în ce investești? Numai pe... Că nu investești, de fapt, pe YouTube, mi-ai zis că n-ai investit niciun ban. Nu. Pe Facebook? Pe Facebook, pe Instagram. Investești? Da. Și cea mai mare investiție, ce contează, e timpul. Da. Să ai timp să... Să postezi. Postezi, să... Contează foarte mult și să știi că în ziua de astăzi avem și noroc cu rețelele astea de socializare. Păi da, da. N-am așa. Prins anii ăia în care nu existau și probabil a fost mult mai greu. Îți dai seama cum ar fi atunci să te fi cunoscut, să te fi urmărit 50-60 de mii de oameni într-un videoclip, cum ai tu la anumite videoclipuri, să te fi urmărit atunci, nu știu, trebuia să fii... Nu știu fost, cine. Mă gândesc că a fost greu. Da, să trebuia să fii nu știu unde, trebuia la București, să te vadă toată lumea, să te audă la radio și atâta, că oricum atât. Nu era altă... Să ajungi la emisiunile mari TVR1, al canal de promovare. Unde au fost urmărite. Da. Acum să ajung la TVR1 nu mai e așa interesant. Acum nu se mai uită nimeni. Mă gândesc. Da, se uită la emisiunea aia cu Virgilianțu, dar nu știu dacă și aia pe TVR1 sau numai aia cu Câștigă România. Aia e foarte, foarte urmărită, dar atât. Și mai era cu jurnalistul ăla, Rareș Pătraru sau ceva de genul îl cheamă. Bine, dar era să certa și cu ei, cu ei de la TVR1 și l-a dat afară, singura emisiune care făcea rating. Nu se mai uită lumea. Probabil sunt, na. Dar știi că o plătim, nu toți, TVR1 îl plătim. Bineînțeles. În factura de gaz, de curent, scuze, scrie. Da. Că o numită cotă e pentru TVR1. Nu, n-am știut. N-ai văzut? Atunci ar trebui să mă duc pe gratis. Da, ar trebui să... Cotizez. Ca la tine acasă. Da. Deci zici că social media ajută artiștii. Da. Bine, îi ajută, dar vezi că poate... te faci remarcat. Remarcat în bine sau în rău? Vezi că se... E cu două tăișuri și asta. Da, depinde. Că mulți s-au făcut și în rău. Adică social media te poate și ridica, te poate și doborâ. Sau te ridică și apoi te doboară. Pe mulți s-a întâmplat asta. Ai zis și cu Halep ce s-a întâmplat. Bine, acum am înțeles că s-a dovedit că nu s-a dopat. Mm. Dar totuși, și partea asta cu sportivii, mai de mult. Erau cunoscut cu Maradona, Pele, erau ăștia mari, foarte mari, mă înțelegi? No, dar acum știm pe toți aproape, putem exact. Să-i verificăm pe toți. Și Halep. Cine era Halep pentru unul din America? Nimeni atunci. Acum e cunoscut, acum a văzut toți Instagram, că... Instagram, Facebook, toate astea. Și ție ce-ți place, mă, Facebook sau Instagram? Instagram. De ce? Nu știu, și cu toate când a apărut aplicația Instagram, n-am vrut să aud. Eu ani de zile n-am avut de Instagram. E foarte reticentă ca, de ce? Să nu-ți scrie lumea sau... Nu, că acum a descris sunt care scriu, dar răspund doar celor interesați de muzică, de ce da. Așa. Dar, nu știu, mi se pare că tineretul în ziua de astăzi petrece foarte mult timp pe Instagram și poți să te promovezi mult mai ușor. Poți să postezi, să mai multe... Da. Publicul asta... la care mă adresez mai mult mi se pare că e acolo pe interesant. Instagram. Știi că cântând muzică populară și asta e parcă Instagram-ul e un pic pentru muzica asta mai modernă, zic eu. Dar da, nu mai e așa, de fapt, se schimbă și astea. Și pe Facebook nu... Și acolo se activă, deci da? Toate paginile, cam și pagina oficială. Sigur. Și acolo... Deci acolo poate să scrie lumea dacă vrea da. Ceva. Uh-huh. Am înțeles. Da. Voiam să te întreb de partea asta mai personală, dar am zis că poate nu vrei să vorbești. Nu știu, familia încurcă un pic artiștii, adică în sensul că ai un soț, copil și un copil și copilul o perioadă te oprește de la cânta, de la asta. Delia zice că nu vrea să facă copii, că tot vorbim de ea. Dar eu cred că din cauza asta nu vrea, face foarte mulți bani, lucră foarte mult și dacă avea un copil ar încurca o perioadă. O, ar încurca artistic o perioadă. Tu ce crezi despre chestia asta? Acum
O să revin ce am zis mai la început. Acum depinde și de felul cum ești tu ca om. Dacă, nu știu, ești o fată care, nu știu, nu-ți te vezi să ai o familie, să nu-ți dorești un copil atât de mult, probabil că te axezi numai pe carieră. Bine, dar își au locul familia. Își au locul și contează și lângă cine ești să te susțină. Că dacă ești lângă un om care vede muzica ca și, nu știu, poți să trăiești și fără, e normal că nu-ți dorești familie și nici copii și nimic. Ai iubitul tău, îi place muzica. Da. Mai ales muzica cântată de tine. Deci contează, nu știu, și cum ești tu ca om și de cine ești înconjurată. Mai zic că Andra are 3 copii. Exact. 2 sau 3? Face muzică la un nivel. 2. 2, scuze. Face muzică la un nivel înalt. Și nu mi se pare că a dispărut prea mult de pe... Păi, nu. Și nici colege de ale mele care sunt aici din județ și au copii și suntem prieteni, nu mi se pare că copilul sau familia lui încurcat. Da, poate te retragi cumva 2, 3, 4 luni cât e nevoie, dar... Bineînțeles. Contează să... Eu am fost, de exemplu, la un botez acum, azi vară, Vrăduța lui Pău cânta la botezul ăla cu burta. Exact. Ce cânta și de asta. Dacă faci din plăcere, nu contează. Da, așa e. Bine, din plăcere... Să iubești ceea ce faci. Să iubești ceea ce faci, din pasiune. Și asta cred că e cel mai important, e să ai un pic de talent, multă muncă și să vrei să evoluezi continuu. Că... Era ceva că contează să ai 20% talent și 80% muncă și ambiție. Da. Primul tu ai poate orice. Un exemplu, muzică, o cântăreață, un cântăreț care îți place, nu contează, în România, din străinătate, de oriunde. Da, și tot timpul am zis că Andra pentru mine e chiar un Andra. Exemplu. Și muzical, și de familie, și ca om și, da. Modest și mi se pare că nu știu dacă ți-o numărul 1. Îți aduce aminte când cântaia acum în anii 2000, cum era îmbrăcată și cum arăta. Parcă mai bine arată acum ca atunci. Deci, și eu cred că e o chestie de evoluție la un artist. Exact. Deci eu apreciez foarte mult pentru toate. Un artist nu evoluează numai prin piesele lor. Cred că evoluează prin cum arată, cum se comportă. Trebuie să fii om. Păi da. Asta te... Adică cum trebuie să fii om? Adică, la ce te refer? Nu știu. Cum mă iau? Ar putea să fie la nivelul la care îi, ar putea să fie foarte măreață, să... Asta, dar mi se nu pare că... Un pic de... Nu. Nu? Nu mi se pare. Unii zic că e un pic arogant, așa. Da, acum... Poate mai mult e măruță. Depinde, nu știu. Și cum cred o abordezi. Și aroganța asta vine de la sine, cred că e greu. Na, poate și de mine zic unii că sunt arogantă, dar depinde și cum mă abordezi. Că dacă ești foarte direct și obraznic, îți dai seama că devin și arogantă. Ai pățit scenele astea la... Da, normal. Ai pățit? La ce, la nunți, botezuri? Ești, îți dai seama că mergând la evenimente, întâlnind atâția oameni, păi ce, la evenimente altul e mai... O băut un pic, mai o mâncat mai mult. Da, deci sunt fel și fel de oameni, dar trebuie să știi să dai după fiecare. Și o întâmplare interesantă de la ăsta, hai, ceva care poți să o zici, nu? Sunt multe. Sunt multe, știi, dar zi-mi una care ai pățit, sigur, trebuie să fie una. Sunt mai multe, dar nu știu pe care să le zic. Eu pe prima și mai zici una după aia. Sunt tot felul de exemplu, eu tot timpul port bijuterii să se vadă că gen aș fi măritate, că sunt ăștia care sunt foarte tupeiști. Am pățit așa la un eveniment, am mai povestit asta și la o emisiune. Nu la un podcast. Nu la un podcast, e primul, să știi. Bun, perfect. După ce am terminat programul, a venit un domn la mine să mă sărute, nu să mă pupe. Aia da, și eram genunchi măritată, aveam o bijuterie pe mână și zic, stați. De unde ați dat tupeu? Da, deci sunt fel și fel de oameni, trebuie să știi cum să... Și cum l-ai abordat? Atât ai zis că ești măritată și te-a lăsat în pace? Păi eu, nu, n-am fost singur acolo, a fost colegi și au zis, măi, omule, te rog frumos să-ți vezi de treabă, că... Am mai văzut și pe YouTube faze de astea cu cântăreți. Deci ăștia care zic că, vai, ce e așa de greu să mergi să cânți? A, păi nu e așa. Nu bun, e ușor. Și ani de pregătire din spate. Și munca, timpul, investiția da. Financiară. Prinții tăi investim mult financiar da. În educația ta asta, muzicală, mă da, refer. Foarte mult. Uh-huh. Da. Și acum foarte, foarte mult. Mai există investițiile astea majore? Mă mai ajută. Bineînțeles. Nu ei, tu. Da, normal, și tot timpul o să fie. În ce investești acum? În ținute? În ținute, în mine, cum ți-am zis, în promovare, în melodii, da. În microfon, de exemplu, trebuie să-l schimb periodic, că nu poți să cânti cu ăsta, de exemplu, mi l-am luat acum.
O dată la câțiva ani, la 5-6, cam așa. Da. Depinde cât de mult se auzează ce apare și... Da. Sau iese un model mai nou. Exact. N-ai cântat niciodată cu de-aia, cu microfonul de ăla? Nu, dar am folosit căști. Pentru ce folosesc căști? Pentru control. Control la ce? De exemplu, dacă mergi și cânti într-o sală mai mare și sunt câteva sute de oameni, cânti în mijlocul lor, strigă, nu mai ai controlul ăla. Și având casca, e mult mai ușor să te auzi. Tu te pui și tu cu ei pe jos, pe acolo, când cântă piesă, da? Da, aia e frumos. Fac orice ca oamenii să se simtă bine și programul meu să rămână cu ceva. Da, au fost aia și au fost. Și ai un repertoriu stabilit dinainte? Sau ala e unul tu, a tău propriu, și de la te mai bați în funcție de cum vor mirii? Până acum câțiva ani, am avut câteva programe, cu alea mergeam, probabil și experiența și așa. Acum nu am unul stabilit. Da. Parcă citesc oamenii deja. Aha, știu ce le-ar plăcea, ce... Ce le place și ce nu. Am înțeles. Nu am unul stabilit așa. Ce îți place să cânti cel? Sincer, de toate. N-am. Când de toate. Și manele, și maramure, da? Și codru, și etno. Păi orice. Pe YouTube este vreun colaj cu manele. Ar trebui să pui dacă este. Este? Probabil nu mă duc aminte. Chiar anul trecut am spus. Da, ăla cu multe vizualizări. Aha. Că trebuie și un 7 pași să mai pui. Urmează. Am alea de codru. Da. Melodiile. Da. Ai zis că alea maramureșene, nu maramureșene. De Maramureș, n-am, dar urmează. Da, alea ar trebui să le înveți să te cheme Maramureș, să ieși acolo nunț. Și la noi e mare, da. Am și pe la Baia Mare, prin zona aia. Da, ai fost la nunț de astea de 1000 de persoane. În Maramureș nu, dar Oaș da. Da. Și... Ei, nu știu. E faine. Mie îmi plac evenimentele mari. De ce îți place? Adică nu știu. Pentru că e multă lume, se distrează. Dar ei merg și vin, am înțeles, nu stau la nuntă. Da. Și se distrează? Da. Toată lumea dansează. Bine, trebuie să le și placă ce le cânti, că poți să fii 1000 de persoane și să stai atât să se uite la tine. Dar mergi și înainte, știi, la mire acasă sau la mireasă acasă? În funcție de obicei. În funcție de obicei, da. Mă duc și la steaguri, ei fac și... Atunci se cântă la obiceiul ăla. Da. Și ce le cânti? Tot așa, muzică normală? Ca la o nuntă normală. Hai de cap, cât durează acolo? Păi tu ce, vineri și trebuie duminică? Depinde, au fost când am... A fost o nuntă care să fie așa, pe 2-3 zile, să tot cânt, să treacă, să cânt. Nu. Nu? L-ai putea, mă. Am cântat la steaga asta și peste 2 zile la nuntă. Ai deci, așa, dar nu... Într-una. La același om, știi 3 zile. Știi cum zice în București, că ea stau 3 zile la nuntă și cântă într-una. 3 zile și 3 nopți. Eu am fost la o nuntă în Oltenia, ai o cântat de dimineață până a doua zi într-una. Da. Cântăreață. Nu știu ce bani au făcut. Mă gândesc că mai primești tu dedicații din când în când. Da, dar știi, trebuie să te gândești la tine că nu întotdeauna banii și totul. Păi nu, și probabil randamentul tău nu mai e ăla. Știi cum mere astăzi cânti, mâine, păi mâine, păi celălalt de a patra zi, cu ce el devine că te-ai cântat înainte cu 3 zile și nu mai poți să-i cânti la eveniment. Trebuie să te gândești și la tine și la alții. Ai zis că te motivează iubitul tău, te motivează familia. Crezi că banii sunt importanți pentru un artist ca tine? Ca motivație, mă refer. Pentru că, cum ți-am zis, bine, te duce să cânti gratis undeva. Da, păi am fost de foarte multe ori. Da? Și probabil o să mai merg, da, e clar. Că mulți zic că ei nu mai merg să cânte gratis. Da. Nu, n-am o problemă cu asta. Dacă mi-e apropiat sau, nu știu, mă duc cu mare drag. Da, ar trebui făcut un test, știi, cu ăștia mari. Sunați și să vedem care vine pe gratis. Ai vedea că n-ar veni pe gratis. Și din satul mare. Și din satul mare. Puțin. Nu știu dacă ar fi doi. Tu și cu încă unul. Nu știu care e ăla, dar nici DJ-ii nu mai vin. Ceva am puțin acum în satul mare. Până la mine la unul am plătit 3.000 și ceva de lei. Acum depinde, că dacă mă sună unul și nu știu cine e, vii să-mi cânti pe gratis. Apoi îți dai seama că nu mă duc. Dar tu dacă mă chem la ziua ta, așa, poate că... Ori îți fac o reducere, ori vin pe gratis. Te chem ca și invitat și așa fac eu bani pe tine, din cadou. Glumesc. Nu. Mie îmi plac, de exemplu, mult cântăreții din Sibiu și din Brașov. Și mi se pare că în satul mare o scăzut un pic nivelul ăsta la muzică. Nu știu de ce. Nu mai așa că mai de mult eram puternici pe muzică. Pandemia e rărit. Rărit, așa-i? Și bă, aia bun, asta e ciudat.
Asta e ciudat, că în satul mare mulți care n-aveau niciun talent au rămas, foarte mulți, și cu talent acum lucră altceva, nu mai cântă. Din păcate. Păi da, asta e o chestie foarte ciudată. De ce? Cum? De ce? Pentru că tu, dacă aveai talent și ei au avut, nu știu, nu, eu nu pot să-mi dau seama, ăia dacă cu talent ar fi trebuit să fie chemat, să fie susținut, nu știu. Da, dar mulți consideră așa, am o vârstă, pentru că ea cu talent și cu experiență și așa, se gândesc că așa, am o vârstă, eu zic să o las mai moale, să mă ocup și de altceva, din păcate, pentru că mai avem nevoie de oameni. Păi da. Dar și cu generația tânără putem să ne mântim, da, vii, pentru că tu și alții din urmă. Avem și am colegi tineri, instrumentiști. Asta o să zic, dacă te faci o bandă cu tineri sau cu mai experimentați, mai bătrâni, ai vrea să o faci? Mi-ar plăcea cam de vârsta mea. Contează foarte mult spiritul tânăr. Da. Adică să te înconjori, să ai lângă tine oameni de aceeași vârstă, să le placă ceea ce fac. Că dacă sunt cu cineva, nu știu, eu am 25. Dacă spun de 45, nu are aceeași dorință, același chef de studiu ca și mine, înțelegi? Da. Deci contează foarte mult. Dar nu zic nu, nu se știe. Uite, niciodată. Uite, Marius a fost clăpar. Și cred că așteaptă și el o ofertă bună de la cineva să fie din nou, da. El e foarte bun. Îți dai seama, 25 de ani de cântat. Ui ceva, tu ai 25 de viață, l-au avut 25 numai de cântat. Da. O, Doamne ajută să ajung și o să ajung și tu și la mai mult. Tu nu te lești ca el după 25 de ani, la 40 de ani, gata. Păi nu. Că 40 cred că are ceva de gen ani de studiu. S-a reprofilat pe altceva și face foarte bine ceea ce face, așa că... Face foarte bine când mă filmează pe mine și pe tine. Vezi, dacă nu era el, noi ne filmam cu telefonul. Cu telefonul, știi, ai chiar asta cu telefonul. Eu la orice nuntă am fost, am găsit 2-3 care făceau live pe Facebook sau se filmau, bă, dar toată nunta. Eu nu înțeleg chestia asta. Nu mai vine câte unul la tine și zice, hai să facem o poză, o să... Ba, așa de... Dar mai găsesc, că recent am găsit și pe TikTok ceva poză cu mine, nici nu știu când am făcut-o. Sunt, tot felul, dar nu poți să zici nu, pentru că omul ăla te apreciază, nu vine să facă poză cu tine, da. Că ești... Bine, dar, repet, aia 2-3 care fac live pe Facebook toată nunta. Mi-e așa de ciudat, ea nu se uită la nuntă, ei nici nu văd, nu știu cum mănâncă aia cu telefonul mână. În primul rând, nu se danseze sau să facă alte chestii. Da, sunt care, nu știu să-ți spun de ce fac chestia asta, nu știu. Nu știu, din prea... Mi se pare că dacă ești la evenimentul ăla, distrează, te trăiești. Da, momentul, da, ăla de acolo, lasă. Tu trăiești momentul anunță, ai emoția aia anunția asta sau ești numai așa că ești când... Păi da, da, miserie. Da. Adică nu mai am mers și când și am luat banii și am plecat. Da, n-am făcut chestia asta pentru bani. Tocmai ce-ți spuneam, că au fost evenimente la care m-am dus. Gratis. Așa. Normal că trăiesc, altfel nu poți să transmiți. Bineînțeles. Nu poți să-l faci pomul să, ăla, să simtă ce cânti tu, dacă tu nu trăiești melodia în sine, înțelegi? Da. Deci trebuie să trăiești și să-ți placă ceea ce faci ca să... Oare trebuie să ai de mic ureche muzicală care se numește talent ulterior ca să ajungi cântăreț sau se poate cultiva vocea ta? Eu nu cred în asta. Nu? Trebuie să ai ceva. Zic că trebuie să te naști. Da, pe aici. Când mai șlefuiești pe parcurs, e partea a doua. Dacă nu șlefuiești, nu faci nimic. Dar muzică clasică, când? Clasică. Ușoară? Ușoară, da. Da, abordez. Da? Da. Care, în afară de Andra, un cântăreț masculin, ai, care îți place? Uite, și Conector, de exemplu, și Smile îmi place, are melodie frumoasă pe care... Cai vers pe pereț, da. Nu, are piesa aia vals, de aia îți place de la el. Deci, ziceam de melodii pe care pot să le abordez și eu. Aia, da. Despre asta vorbeam. Și la Conector, care piesă poți să spun? Eu, Vara, nu dorm? Da, să știi că... Dragostea se face minim 3? Da, se cântă la evenimente și... Da, aia poți să cânt. Toată lumea știe, da. Da? Deci... Și piese interesante astea. Bine, oricum, în ziua de astăzi, la ce eveniment merg, manelile preferă mai mult decât că aveți pe pereți, să știi. Ești convins. Mai bine ascult o melodie de la Țancă decât... Eu nu știu, de la Țancă nicio piesă. Nici nu mă interesa niciodată, nu știu de ce. Nu, poate după ce mă duc eu ce dai. Nu dau, când mă duc. Data viitoare când vin... O să mai ascult de la tine. Mai bine decât să ascult de la Țancă. Nu mă interesează. O să postez noutăți și apoi o să... Le postează pe YouTube. Fă niște colaje mai lungi decât la câte, că durează și altă ceva, da. Aproape 10 minute, cam așa.
Da, o oră trebuie să dureze acolo, de aici până la Oradea să-l ascult. Da, dar știi, nici nu pot să, tot timpul mi-a fost frică să devin plictisitoare. Nu e neapărat, dar nu te ascultă nimeni o oră, crede-mă. Nu? Ca și colaj. Mă, la podcastul meu se uită numele, 170 de ore pe podcast. Da, muzical vorbind. Au, cam 170-180 de ore pe podcast. Da, fain. Da. Felicitări. Vizualizat. Oricum, ți-e felicit pentru ceea ce faci. Eu trebuie să te felicit pe tine, că asta e mult mai ușor. Ai adus ceva nou la noi în oraș. Eu nu știu ceva mai nou. Fac și alții. Da, dar nu la noi. Da, probabil. Dar nici nu trebuie, las să fiu primul. Da, pe de asta. Uite, prăjitura mi-a dat-o Daniel pentru tine. Le mulțumesc, un tiramisu. Chiar acum câteva zile. Tu îmi citești gândurile. Chiar acum câteva zile mă gândeam la un tiramisu. Ce bun ar fi, ai văzut? Și ai și două mini. Oare ți-a spus iubitul meu că am poftă de... Nu, că nu știu cine e iubitul tău. Nu discut cu el. Nu discut cu el. Îți spuneam că am poftă de tiramisu. Eu ți-am scris ție, nu i-am scris lui. Nu, am bine. Să zicem că ce cred. Și ai două, cum se numesc alea? Da, nu știu. Și cafeluța bună, deci mai tot de la Daniel. Și sucurile de la Cacao, de la Iulian, de la Juice gust. Bar. Care vrei tu, amândouă pentru tine? Da. Mai avem și asta cu mentă și... Nu vrei asta, că nu știu ce-i dai mov. Știi? Și la fetele le place movul. Nu știu ce. Sună stai interesant. Așa mai fresh, cred că le-ai un pic mai dulce. Da. O să gust care amândouă și o să bine. Spun la final care îmi plac. Bine. Oricum, le mulțumesc. Păi înainte să mănânci prăjitură, poți să mănânci o pizza? Mai avem mulțumesc câteva de la gemelii, că ei ne aduc câte ne trebuie la toată lumea câte o pizza. Apoi, te rog să mă mai inviți și săptămâna viitoare. Te invit, dacă vrei. O dată pe zi, știi? Aveți zi tăce. O dată pe săptămână. Te invit să mănânci. Eu sunt o gurmandă și... Se vede. Nu se vede. Dar ce faci? Faci sport sau... Nu fac nimic, nu știu. Așa, numai. Norocul meu de la mama natură. Cum să ai. Poți să mănânc tot ce e aici și ce aveți în spate, că... Și nu poți, nu se pune nici 100 de grame. Dar cum? De ce? Asta e norocul meu. Eu nu înțeleg. Și norocul lui iubitul tău că... Na, probabil că de-aia iubitul tău că îi plac fetele mai slabe un pic. Trebuie să mă apreciez pe mine ca și om. Apoi asta, cine știe. Ia, sigur că te apreciază. Probabil și genetică și părinții mei când au fost tineri. Slabe? Când au fost tineri, tot așa au fost. Uh-huh. Totuși, am 25 de ani, cum mai vrea să fiu. Tu la 25 de ani cum ai fost? Un pic mai slab. N-aveți? Un pic. Aveam 83 de kg. Da. La 80 pe acolo. Acum am 85. Un pic m-am îngrășat numai. Dacă mă fac și o dietă, fac și o dietă și uite-te, din tot ce ai aici pe masă, eu nu pot să mănânc numai sau să beau. N-aveți ce bine să fii slab. Dacă ai ști tu. Mănânc eu și în locul tău. Da, mulțumesc. Așa o să gând și eu locul tău, să vezi ce rău e. Am un glumim. Sănătoși să fim. Da, da. Trebuie să ai, cum să zic, după anumite kilograme în sus nu mai e sănătos deloc, cred eu. Trebuie să te menții, trebuie să fie un echilibru în tot. Ca și în muzică trebuie să fie un echilibru. Nu poți să fii sus, să cânti, că ai vers pe perești și după aia, nu știu, să cazi în altă extremă. Da, trebuie să știi cum crești, da. Cum evoluezi. Și dacă ajungi unde îți dorești, să știi să te menții. Nu să ți se urce la cap la și după aia știu, să... Menține. Și Connector, care ești tu, care îți place ție, era să decadă la un moment dat din cauza drogurilor, din cauza alcoolului. Dar de ce e chestia asta? Din păcate sunt foarte mulți așa care nu știu să aprecieze și... De ce se întâmplă chestia asta la artiști? Că odată ajung sus, pică foarte rău. Foarte rău. Pentru că au impresia că deja gata, au ajuns unde își doresc și de acum înainte o să fie totul bine, nu mai trebuie să facă nimic. Da. Dar nu e așa. De exemplu, uite, Whitney Houston, știi? A murit din cauza drogurilor și a fost fiica Americii, cum o numeau ei. A fost top, top, top. A fost singura care a avut 5 single-uri pe locul 1, 2, 3, 4, 5, unul după altul în clasamentul lor. Și a murit în 2012 din cauza unei supradoze de droguri. Din păcate, da. Când ai deja o boală, eu așa numesc, nu prea mai poți să te salvezi. Foarte puțini se salvează din moment ce încep cu droguri și deja... Da. Din păcate. Mă gândesc că la evenimente nu... Nu, n-am vicii. Nici nu comenzi, nici nu beau. Nu. Nimic? Nu. Nici un viciu, nimic. Nu. Ai mâncare, uite, deci ăla poate fi un viciu. Da. Da. Dar asta e ok. Că dacă ai arderile interne cum le ai tu, poți să mănânci oricât. Oi, oi, tati tot timpul zice așa, mai bine, pe fata asta, mai bine o ții cu haine decât cu mâncare. Da, mai da. Mult mănânc decât. Da, nu, n-am fumat niciodată, nu,
nici nu... Nu te interesează. Sunt mândră și mă bucur că nu am asemenea vicii. Da, păi uite că artiștii și tu la evenimente mai beau câte un pic mai, ca să-și dreagă vocea, să-și încălzească. Tu n-ai nevoie. Tu cum îți încălzești vocea? Faci vocalize? Vocalize. Da? Da. Și hai de capul. Da, e interesant. Am asta cu alcoolul, mie mi se pare că, nu știu, e numai în capul nostru dacă... Eu nu beau alcool, să beau un pic de, nu știu, țuică ca n-ai să... N-ai poftă de mâncare, mi se pare. Dacă nu beau un pic de... Nu știu că așa nu zi... Nu tu, așa zice lumea, că dacă nu beau asta... Da, dar ziceam de partea asta cu încălzitul a vocii, știi? Ah, de asta mi se pare că numai în capul nostru dacă prostie, facem așa-i? Chestia asta. Că nu... Ce treabă are țuica cu... Nu știu. Cântatul. Nu știu, că eu nu știu nici poate să cânt, nici să beau. Curaj. Eu nu mă pricep nici la cântat, nici la băut. E bine, nu. La cântat nu se știe. Poate nu ți-ai descoperit încă talentul. Soția mi-a zice că când frumos, mă minte, știi? Numai ca să mă facă de râs câteodată, cred. Adică ea nu zice față la nimeni, mi-o zice mie și eu mă simt prost, dar când la duș, știi? Cum zicea ala la X-Factor. Să știi că multe talente s-au descoperit așa. La duș? Bine, când făceau duș împreună sau singur? Nu știu, depinde. Probabil împreună, că celălalt e confirmat, vezi da. Că ai talent. Așa, așa ca să facem economie de apă, facem duș împreună, da. Nu? Adică în doi. Acum doi care se nimeresc. Am cu scumpirile astea, vezi că e rentabil. Da. Da, îți dai seama. Bine. Foarte interesant ce mi-ai spus. Mă bucur că n-am vorbit numai despre muzică. Adică toate au legătură cu muzica, pentru că tu despre asta, cu tine despre asta am vorbit, dar am aflat mai multe despre tine. Am aflat că vrei să mergi la București și o să mergi, probabil la Neața cu Răzvan și Dani sau la Măruță. Să vedeți. E bine că nu ne-ai zis, că e mai interesant așa. Acum probabil se vor prinde oameni, dar nu se știe. Păi pregătesc da. Foarte multe. Eu cred, eu personal pot să pun pariu cu tine că merg la Neața cu Răzvan și Dani. Nu știu de ce. E una dintre... Păi e una dintre opțiuni. Destinații. La prima dată acolo o să vezi, eu așa cred. Vedea. Pentru că Măruță așa face, fură tot timpul de la strat. Da, așa e formatul probabil la el emisiune. E o emisiune interesantă din punct de vedere jurnalistic a lui. Eu am făcut jurnalismul și ne-a pus să o studiem un pic. Dar atât, în rest nu mă interesează nici mic ce se întâmplă. Și o mare lampă de lansare pentru tine o să fie, da. O să vezi. Doamne ajută să o să te cunoască să mai multă lume. Îți mulțumesc pentru timpul tău. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Poți să mănânci acum liniștită tiramisu pe care, la care te-ai gândit. Vezi, dacă te gândeai la 1 milion de euro, de la început mă te gândesc la el. Trebuia să mănânci. M-ai citit. Trebuia să mănânci între timp. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Da. E primul podcast la care vin. Acum deci, o să fie și cel mai... Nu, adică ăsta e primul, dar asta e că o să te chemi la București, oamenii să iei acolo, câtă lumea să te vadă. Cum o să nu prea am fost eu adepta podcasturilor, o să la emisiune. O să vezi. Nu știu, nu zic nu. Eu sunt foarte deschisă la... Când o să te cheme din București. Orice, nu se știe niciodată. Poate că da, poate că nu. Ei, nu. Totul merge spre evoluție, mai ales la oamenii talentați și buni, la suflet. Mulțumesc pentru cuvintele faine pe care mulțumesc mi le-ai adresat și înainte de emisiune și acum. Păi dacă noi am început să un pic că înainte. Gândurile mele sunt reciproce și... Da. La fel te admir și eu și te apreciez pentru ceea mulțumesc. Ce faci. Și pe tine trebuie să te admirăm, tu ești adevărat artist. Mulțumesc. Mulțumesc.